Salut. Costele, ați bătut și voi. Ai fi vrut în sezonul regulat să bateți. Poate v-ar fi ajutat să fi câștigat alea două meciuri. Ați fi fost în altă competiție acum. Da, da, este adevărat. Până la urmă, eu cred că meciul din seara asta are câteva puncte pozitive pentru Rapid. Cele trei puncte în primul rând. A doua victoria lui Adi Mutu cu Rapid. Chiar parcă dacă... mai convingătoare asta decât aia cu Glinceniu. Parcă mai convingătoare. Rapid, încet, încet capătă formula cu care a început campionatul și care a obținut câteva rezultate bune. Linia de fund, Balbu, deci pare cu o echipă ceva mai consistent. Deși jocul n-a fost extraordinar, poate iar, hai spune, deși n-a fost pe tot parcursul meciului, un început de partidă foarte bun al lui Ioniță, cu gol și cu un corner bătut excelent la golul 2 al lui Kite. În rest, 3 puncte și, ca să vorbesc puțin și de Dinamo, foarte slab. Adică nu cred că poate învinge o echipă care este deasupra ei în clasament. Pe niciuna, zici tu? Eu cred că pe niciuna. Adică nici măcar Mioveniu, că ar fi cea mai la îndemână. E diferență mare de organizare acolo, Pedici își face bine treaba. Meme. Chiar dacă el iar învinge pe Mioveni, la cum arată clasamentul, tot n-ar ajuta-o prea mult, tot loc de baraj ar ocupa. Vorbeam în emisiune trecute că sunt, de fapt, două meciuri mai puțin în play-out, că Mediașul și Clinceniu fac act de prezență. Mi-e teamă ca nu cumva să fie trecută și Dinamo în categoria asta, la cum a arătat în seara asta. Pentru că am spus-o și o repet și acum, am văzut Dinamo jucând, pierzând chiar meciuri fără să merite, dar jucând fotbal. Acum a fost tăcere totală la Dinamo. Și am văzut, bine, e cumva vorbim de funie în caza sponsoratului, dar am văzut un portar care a plecat ca la penalti la lovitură liberă. Hai să vedem ce spune Ioniță, după aceea o să vedem și că e comic momentul loviturii libere de 3-1. Ioniță. N-am mai câștigat cu Dinamo acasă. Așa m-au anunțat cei din conducere, habar nu aveam. Ne bucurăm, dar din păcate nu avem fanii alături de noi. Ne-am fi dorit pentru că ar fi fost o atmosferă foarte frumoasă cu ei în tribună. Alex, ai reușit 2 goluri, 2 asisturi. Pare așa, cifre foarte bune ca în sezonul 2017-2018. Cum te simți tu în acest moment? E un început, un nou început pentru mine. De când am revenit la Rapid, asta mi-am dorit și muncesc în fiecare zi pentru asta și sunt sigur că o să-mi îndeplinesc obiectivele. Spune 2 vorbe despre golul de astăzi. Ai recuperat acolo o pasă greșită a lor și te-ai dus, nu te-ai oprit până n-ai înscris. Da, e ceva lucrat la antrenament, pentru că mister ne-a cerut să facem pressing, am fost atent și am reușit să interceptez acea minge, apoi am avut un culoar în care am putut să urc și să dau la colțul lung. Mă bucur că am reușit să ajut echipa și mă bucur că am reușit să câștigăm cele 3 puncte, pentru că avem mare nevoie. Ce anume ți-a spus Adrian Mutu, cum te-a sfătuit, dacă te-a ajutat cu anumite sfaturi? Să mă mișc foarte mult între linii, să primesc mingea în spatele mijlocașilor lor și să mă întorc cu fața către poartă, să atac spațiul liber și să dau de la distanță la poartă. E o schimbare de atitudine, poate, de ceea ce vrea antrenorul de la voi față de ceea ce vă cerea Iosif? Domnul Iosif și-a făcut treaba cu vârf și îndesa la Rapid, a promovat echipa când nimeni nu mai spera la lucrul acesta. Dar atunci când vine un nou antrenor, clar, toată lumea vrea să demonstreze că merită să joacă, atitudinea se schimbă, nu a fost vina antrenorului că a fost schimbat. Totul pleacă de la noi, de la jucători. Probabil nu mai răspundeam la ceea ce ne cerea domnul Iosif și această schimbare se pare că a venit cu bine pentru noi, pentru echipă. Începi să-ți recapeți încrederea, reușitele, dar fizic cum ești din punct de vedere al ritmului? Ai fost schimbată astăzi. Încerc să am continuitate, să prind din ce în ce mai multe minute. Nu trebuie să risc nimic, pentru că nu vreau să intervin încă o accidentare pe fond de oboseală sau pe lipsa de concentrare. Asta e obiectivul, să am continuitate și mă bucur că cei de aici au încredere în mine și mă folosesc permanent. Mulțumim! Mulțumesc! Bună seara!
Da, mișcare bună a lui Mutu, titularizarea asta a lui Ioniță. Etapa trecută a fost Sefer titular, da? Au fost două schimbări în primul 11. Vedem eroarea lui Torje la golul de 1-0 și hai să revedem momentul. Ioniță zice că e ceva lucrat la antrenament, pressing-ul ăsta. Ok, nu știu. E? Intercepție, o greșeală și intercepție. Până la urmă... vine pe o posesie rapidului, ajunge în situația asta. Dar oricum, intră bine, își punctează bine portarul, dă gol. Da. Morar! Morar! La declarații, hai să-l ascultăm. O mare greșeală rapidul. După a doua, cred că am avut mai multe ocazii de a marca, dar, din păcate, am început play-out-ul cu stângul. V-au lipsit și jucătorii accidentați? Credeți că ați fi reușit mai multe dacă nu era echipa cu aceste indisponibilități? Cei care intră trebuie să-și facă treaba și cred că și-au făcut-o, dar greșelile individuale cred că ne-au costat acum seara. Dar sperăm de săptămâna viitoare să revină și ei și o să fim mai puternici. Cum a venit pentru voi această schimbare de antrenor și dacă v-ar fi ajutat să continuați în formula Custodian? Nu vreau să comentez despre antrenor, nu e treaba noastră, oricine o să fie, o să dăm totul. Bun, spune despre golul tău, a fost faza aceea rapidă, execuția rapidă a lui Torje, vorbiți între voi înainte nu. De așa ceva sau a fost totul spontan? Gabi m-a strigat că nici nu eram atent, m-a strigat, mi-a dat și am scăpat singur cu moldovan și am scris. Totuși vorbeai de acel început prost, chiar foarte prost, era 2-0 pentru Rapid în minutul 8. Ce s-a întâmplat cu ceva surprins așa rapid? Nu știu, cred că începem foarte relaxați meciurile și asta ne costă. Sperăm ca de etapele viitoare să nu mai facem aceleași greșeli. De ce această relaxare, având în vedere situația voastră din clasament? Adică nu ar trebui să existe mai multă concentrare, să fie o altă atitudine în momentul în care încep partida? Nu știu, nu ar trebui să fie nici presiune, pentru că sper că o să câștigăm meciuri, să ne apropiem de celelalte echipe, dar va fi foarte greu să le ajungem, pentru că sunt foarte multe puncte, dar sperăm să prindem barajul și să terminăm bine acest an. În momentul acesta voi sunteți resemnați și vă gândiți să așteptați strict barajul? Nu, o să jucăm fiecare meci la victorie. Mulțumesc! Eu acum am o mare problemă cu declarația asta lui Morar. Dom'le, am intrat relaxați că de-aia am luat... M-a venit antrenor nou, Urin. Dar adică... nu trebuie neapărat să vină antrenor nou. Tu uiți în clasament și nu trebuie să începi relaxat. Clasamentul în niciun caz nu-ți dă vreo idee că ar trebui să începi relaxat. Hai să mai... Ok, zici că nu te-ai uitat în ziua aia în clasament. A, ok, nu. Dar pe omul ăla l-ai văzut în vestiar. Am văzut. Da? Da. E unul nou. Nu știe, nu vorbește aceeași limbă cu tine. Eu cred că e mai bine. Pentru că acum când se uită la clasament, sunt mult mai relaxați față de acum 7-8 etape, când media și era unde... Uite, vezi, asta nu m-am gândit, e adevărat. Deci e un motiv de relaxare. Nu știu, dar... Dar vezi nu că suflă în ceafă Clinceniu. Stai că nu-i de culmă când suflă în ceafă Clinceniu, dar, repet, când ai antrenor nou, n-ar trebui măcar antrenorul ăla nou, schimbarea de antrenor, să te facă să intri altfel în meci. Adică minutul 8 era 2-0 pentru Rapid. Da, minutul 11 era 2-1. Da. Vezi? Tu mi vezi partea plină a paharului. Normal, mereu văd partea plină. Cum e, Costele? Cum vedeți asta? Adică să vină un jucător, mie ca antrenor nou, da, pe mine m-a renervat groaznic. Sau un jucător, că ce tomei așa, intră mai relaxați. Păi, am venit în vestiarul vostru. Că sunt convins că Urin le-a zis ceva înainte de meci. Ori de câte ori a venit la Dinamo, a făcut câte ceva. Adică n-a fost antrenorul care a lăsat prăpăd în urma lui. A făcut ceva. Alții au lăsat prăpăd. Hai să vedem ce zice grădinarul. Ce bune el. Revenim. Din ce în ce mai mult trebuie să ne depărtăm cel puțin de Clinceni, să nu avem emoții, să ne asigurăm barajul, fiindcă în momentul de față ăsta este obiectivul. Încercăm să le ajungem pe celelalte echipe, fiindcă asta ne dorim, victorie meci de meci, dar sperăm să arătăm și în teren asta. Ce s-a întâmplat astăzi totuși în acest duel cu Rapid? Ce anume a lipsit echipei voastre? Cred că n-am intrat foarte concentrați în meci. Ne-am trezit cu 1-0. A fost dificil, după aceea 2-0, 2-1. Ne pare că nu am reușit să revenim. E un moment dificil.
și pe noi este presiune, sperăm ca jucătorii să reziste la presiune, fiindcă poate unii nu rezistă atât de bine la presiune, nu fac față, sper să arătăm mai bine în meciurile viitoare și să aducem punctele, până la urmă să jucăm proști și să câștigăm. Bun, și Vlad Morar mai devreme spunea același lucru, că n-ați intrat concentrați în meci. Cum trebuie să vină această concentrare? Adică Dinamo chiar într-o situație dificilă, dacă nici acum nu e concentrare, când? Da, știu, dar asta este un moment greu, v-am spus, poate unii jucători nu rezistăm la presiune sau nici nu știu ce se întâmplă în momentul de față. E un moment greu, punctele se duc, retrogradarea e aproape, ne e frică, dar trebuie, am zis, trebuie să ne montăm, fiindcă până la urmă suntem la o echipă mare, la un bred mare, și e dificil să vezi atâția oameni cât se susține echipa asta să-și pună speranța noi și noi să-i dezamăgim. Sperăm să, împreună cu Mister, să punem bazele mult mai bine și să fie din ce în ce mai bine la meci. Bulversează un pic vestiarul și aceste schimbări, pentru că sunteți la al cincilea antrenor. Ok, tu nu ai fost de la început, dar sunteți la al cincilea antrenor în acest sezon. Nu îmi permit eu să vorbesc de chestiile astea. Până la urmă, eu îi mulțumesc și domnului Stoican, fiindcă a avut încredere în mine. Vreau să-l mulțumesc și pe domnul Urhi acum să joc mai bine, să-mi ajute echipa. Și schimbările astea de antrenori, cred că e din vina noastră, jucătorilor. Oamenii ce pot să facă? Fac antrenamente, noi intrăm în teren. Dacă ar fi după motivația lor, ar istra și ei în teren. Noi ne dorim ca să executăm ordinele lui Mister, să fie cât mai bine, să aducem puncte. Până la urmă, nu contează ce se întâmplă în afara stadionului, că intră aici 95 de minute, să dai totul pentru Dinamo, fiindcă asta ți-e meseria, asta e viața ta acum și trebuie să mulțumești câteva milioane de oameni. Goluri primite de voi și în urma unor greșeli defensive, cum a fost la pauză, cum a fost, ce s-a discutat în vestiar, de exemplu cu Figueiredo, ați vorbit, el cum era după acea lovitură liberă? Da, nu poți da vina pe nimeni. Asta este o greșeală, trebuia să-l scoatem noi cei din teren. Ne pare că nu l-am scos, meciul viitor sper să nu mai fie greșit, fiindcă chiar dacă eu sunt venit de curând, Dinamo a pierdut pe multe greșeli, cartonașe roșii și e greu să joci 9 contra 11 sau 10 contra 11 și în situația noastră. Acum sperăm să eliminăm greșelile și să aducem punctele. Până la urmă să fie 0-0 și într-un 90 să înscrim, fiindcă în situația noastră se duc meciurile și punctele sunt din ce în ce mai puține. Clinceni este la 2 puncte. Dacă ne ajuns să ne fie frică și de Clinceni, înseamnă că nu știu ce să mai fac. Îmi vine să mă las de fotbal când mă uit că mi-e frică de Clinceni în momentul de față. Nu m-am gândit niciodată, de asta am și venit la Dinamo, fiindcă am crezut că vom face treabă și cred în continuare că vom face treabă. Este un brand, trebuie să salvăm. Dacă Doamne ferește, Dinamo va avea probleme cu retrogradarea, fiindcă nu vreau să mă gândesc că nu contează că au fost 5 antrenori. Jucătorii sunt în teren, trebuie să-și facă treaba. Cred că noi vom fi cei mai culiți până la urmă, fiindcă trebuie să dai randament pentru aceste culori. Mulțumesc și eu. Bun! Au fost 50 și ceva de jucători, asta că spune că nu contează ce e în afara terenului. Deci au fost 50 și ceva de jucători și 5 antrenori. Nici nu știi pe care dintre jucători și pe care dintre antrenori să dai vina pentru dezastrul în care ne-am. Dar cum ți-a părut discursul, Costele? Nici pe departe, realist. Cam ca jocul. Cam ca jocul, da. Cred că cei de la Dinamo vorbesc mult mai bine decât joacă. Și adică dacă am ajuns să ne fie frică de Clinceni sau, păi Clinceniu anul trecut stăteau cam bine față de Dinamo. Să ne fi fost frică rău de tot Clinceni dacă aveau echipa de anul trecut Clinceni. Vedem ce spune și Dușan Uhrin după primul meci. Yes, we started very bad. We started am început very foarte prost. And, we make a lot of individual mistakes. Am făcut multe greșeli individuale. Trebuie să îmbunătățim aceste lucruri. Pentru că e imposibil să joci fotbal bun cu atâtea erori. Repriza a doua am început-o bine. Cred că a fost o repriză secundă de calitate. Cred că dacă mâncam, marcam, lucrurile stăteau mai bine. E primul meu meci aici și trebuie clar să îmbunătățesc foarte multe lucruri. Cine credeți că este vinovat la primul gol? Torje sau Eman? N-am văzut bine situația, nu pot să spun.
Trebuie să o văd întâi. Le voi spune personal, nu-mi presă. Ați vorbit cu Figueiredo despre golul primit din lovitură liberă? Mâine. Nu, mâine vorbesc cu toată lumea. After what you've seen tonight, după ce ați văzut astăzi, are you still optimistic about mai sunteți optimist chances, în privința salvării? I must prepare team for baraj. Trebuie să pregătesc echipa pentru baraj. Baraj is close. Barajul e aproape. That's all. And, asta e tot. We must improve a lot of things. Trebuie să îmbunătățim multe lucruri. Second time here and, este we saved team. Când am văzut, venit a doua oară aici și am salvat echipa, a fost o situație parcă mai rea. Nici acum nu este o situație bună. We have a lot of injuries, players, and avem mulți jucători accidentați și trebuie să se întoarcă. Playoff, baraj. Barajul este targetul realist. I am realistic. Eu sunt realist. We are position of baraj. Suntem pe poziție de baraj. Dinamo and Mioveni. This is the difference. 6 puncte distanța față de Mioveni. Eight games. Doar rămân doar 8 goluri. 8 meciuri. Nu mai sunt prea multe meciuri. Sunt multe puncte totuși. Eight games, it's a lot of points. Sunt foarte multe puncte. Iar 53-lea jucător e Robiso, pe care l-a folosit Dinamo în sezonul ăsta. Pentru mine mi se pare imposibil să folosești atât de mulți jucători. Ca să creezi o echipă nu poți să schimbi 50 de jucători. Nu e pentru mine această întrebare. Dinamo chances the future in the future what do you have to work la ce trebuie să lucrați în perioada următoare. I don't have much time. I cannot speak now after first game. Nu pot să vorbesc după primul meci despre viitorul lui Dinamo. Va fi decisiv meciul cu meciul cu Clinceni, toate meciurile vor fi decisive. Cu Șepși va fi decisiv, vom avea 14 zile, apoi sper să îmbunătățim echipa în acele două săptămâni de naționale. Dacă jucătorii nu vor fi apți din punct de vedere fizic, nu cred că pot să îmbunătățesc echipa. O vedeți în pericol chiar într-un potențial baraj, că deja devine clar, problema este cine va fi în barajul respectiv. Aici e, ăsta e marele semn de întrebare. Dinamo, nu știu, credeți că Dinamo poate să o depășească pe Mioveni? Eu nu cred. Nu. Sunt 6 puncte. Mioveni urmează să joace și ea cu Media și cu Clinceni. Cum arată acum, nu, dar mă rog, se pot întâmpla destule. Dinamo a fost aproape să o depășească pe Mioveni în sezonul regulat. Țineți minte că în prelungiri era 1-0 pentru Dinamo. S-a întâmplat ce s-a întâmplat acolo, dar cred că este un punct de plecare de declarația lui Dușan Ucrin Junior, care spune că se gândește la baraj. Adică omul este cu picioarele pe pământ, știe unde a venit, știe ce are de pregătit. Are de pregătit un baraj. Cu cine, aia rămâne de văzut. Că una e dacă joci cu Hermannstadt sau Uclu și alta e dacă joci cu Slobozia. Cu tot respectul pentru cei de la Slobozia. Pentru că CSA, Steaua, nu poate să fie în baraj. Vedem Hermannstadt, care e situația cu dosarul, cu licențierea, cu da. Liga 1, că și ăla e un semn de întrebare. Dar dacă luăm în calcul că Petrolul are foarte multe puncte și să zicem că intră direct, deși la ce joacă poate să aibă emoții, că na, joacă între ele. Să spunem că una dintre Ucluj și Hermannstadt, dacă Hermannstadt rămâne cu șanse în continuare, dacă se apropă planul, ar mai fi și Chiajna, care chiar e o echipă bunicică. Deci pe deci Dinamo ar avea probleme, credeți, într-un probleme. Eventual baraj. Și iarăși, pentru că tu trebuie să pregătești barajul, trebuie să fii atent și la Clinceni? Adică, într-un film de ăsta, cum să spun, apocaliptic pentru orice dinamovist, poate deveni Clinceni o amenințare reală? Ce e Clinceni în momentul de față pentru Dinamo? Localitate pentru că 7.000 de locuitori. În antepenultima etapă se joacă. S-ar putea să fie un meci interesant, dar nu cred că s-ar pune probleme. Sunt totuși doar două puncte între ele. Și mai e ceva. Dinamo nu ne-a arătat că poate a fost aproape de un egal, a făcut un egal. Nu ne-a arătat
că poate să ducă la bun sfârșit un bun meci, consistent, să termine cu victorie. Cred că eu mă gândesc și la Bahrain s-ar putea să le fie greu. Ei nu mai știu să câștige. Nici nu cred că poate să existe o evaluare a jocului echipei Dinamo la momentul ăsta. Nu-mi dau seama, Urin, ce face în momentul ăsta? Adică ce faci când ajungi la un club de ăsta? Încerc să-mi imaginez. Că ai ajuns, ți-ai asumat, e al treilea descălecat al Urin în 3 ani de zile la Dinamo. Mi se pare cam mult, dar ok. Ce faci? Dacă Urin e în stare să-i pună pe picioare pe jucătorii cu experiență de la Dinamo, jucători cu vechi state de serviciu în prima ligă și unii care au jucat prin străinătate, pentru că Cosmin Matei, Gabriel Torje, Răuță, Rodriguez sunt jucători buni. N-au uitat fotbalul. Da, poate. Și Urin știu că este un tip care impune o disciplină, care nu cred că e diferit față de Stoican, care încerca să ajungă la să-și creeze o chimie proprie cu jucătorii. Poate că la unele echipe i-a mers, aici la Dinamo i-a mers mai puțin. Dar eu repet, să nu luăm neapărat jocul ăsta, a lăsat o impresie deplorabilă Dinamo la jocul ăsta, dar au fost și jocuri la care Dinamo arăta mai bine. Da. Au fost jocuri în care, la care Dinamo arăta mai bine. Ivanovski care lipsește și care a fost un jucător bătăios, ok, nu un mare jucător, dar nu. Da. Pe la compartimentul defensiv cred că au probleme mari. Eu cred că dacă reușește fizic să-i pună pe picioare și, asta și are ceva timp. Da? Deci dacă fizic îi duce la un dar nivel... Dar tu procesul ăsta, Costele, trebuie să-l duci în paralel cu totuși câștigarea unor meciuri sau să încerci, adică tu pregătești acum, dar să nu pregătești foarte mult să te trezești. Deși la Clinceni sunt multe probleme. Nu vezi jucători, nu vezi antrenori, nu vezi cam nimic la Clinceni. Adică nimic nu te-ar duce cu gândul că Academica Clinceni ar putea să o depășească pe Dinamo. Da, dar trebuie să câștige un meci. Să purtăm discuția că... Poftim? Da. Trebuie să câștige un meci, ceea ce păi e greu da, de crezut. Asta pornind de la ideea că pierd toate meciurile, da? Și Dinamo și... Ori nu cred că Dinamo pierde chiar toate meciurile. Eu cred că da. Cu excepția Clincenului. La modul cum joacă, pentru că Rapidul n-a jucat extraordinar, dar o să întâlnească acum cine joacă, cu Sepsi, care cam joacă bine. Da? O să joace cu Botoșani, o să joace cu Uta, o să joace cu... Programul e așa, Sepsi acasă, Chindia deplasare, acasă Craiova 1948, deplasare la Mioveni, acasă, deplasare la Mediaș. Ăsta ar fi următoarele, am luat primele 5 etape. Eu zic că Dinamo va arăta mai bine decât a arătat în seara asta. În seara asta a arătat mai rău decât a făcut-o în ultimele 10 meciuri, să spun. Hai să vedem ce spune și să ascultăm și pe Adi Mutu. Bună seara, felicitări pentru victorie. Mulțumesc. Care e sentimentul unui antrenor care vede că echipa sa conduce deja cu 2-0 în minutul 8 într-un derby? Bine, de mulțumire, dar în același timp și teama aia, pentru că știm cu toții că în fotbal e un scor periculos. Ceea ce și am văzut, că am primit un gol, să spun, copilăresc pentru noi, la ce experiență am pe linia de fund. Dar asta este, băieții știu, sper să nu se mai repete. În rest, cred că a fost un meci în care am dominat, mai ales în prima repriză. Am făcut un meci foarte bun, băieții au respectat ce le-am cerut, au avut reacție după pierderea mingii, au avut o atitudine foarte bună și s-a văzut asta în teren. Cred că în prima repriză nici nu au avut niciun șut pe poartă, nu mă înșel. Iar repriza a doua, cu mutarea care a făcut-o Dușan, cu schimbând sistemul 4-4-2, normal venim cu două vârfuri pe fundașii noștri centrali, am preferat să nu mai jucăm așa cu posesie cum am făcut-o în prima repriză și să jucăm mai direct. Ceea ce, până la urmă, am avut un meci, să spun, liniștit, nu am suferit prea mult. Am condus meciul, am știut să gestionăm situațiile și o să o victorie după 14 ani pentru Rapid. Nu aveți foarte multe zile la Rapid, totuși am văzut un gol 2 care pare a fi așa o fază lucrată la antrenament, așa este? Lucrez în general foarte mult ofensiv și îmi place să le dau libertate jucătorilor atunci când se apropie la 20 de metri de poartă. Practic, treaba antrenorului să cam termină, pentru că
să facem niște trasee, niște mișcări care au dinamica unui sistem până acolo. Acolo intervine fantezia jucătorului, iar eu îi las liber pentru că sunt jucător plin de talent și să facă ceea ce gândesc, să lase conduși de instinct și să bucure de fotbal, că asta e cel mai important. Și intervin și execuțiile jucătorilor. L-am văzut pe Balan la acea lovitură liberă, nu știu, poate și greșeală de portar, poate la acea fază, dar el spune că la execută la antrenamente multe execută astfel de lovituri. L-ai văzut, l-ai simțit? Da, îl știu din 2018 că l-am antrenat și la voluntari și atunci executa și tot îi spuneam, bă, poate dai și tu un gol. Și până la urmă a venit într-un derby, într-un moment bun pentru el, în afară de gol a luptat pentru echipă, a câștigat foarte multe dueluri aeriene în special, s-a pus în slujba echipei, ceea ce este important. Iar la gol, eu cred că, nu știu, am văzut-o din lateral, dar cu siguranță a lovit-o foarte bine mingea, probabil nu s-a învârtit în aer și a căpătat și o traiectorie ciudată pentru portar. Le dați sfaturi jucătorilor, pentru că l-au vizat pe Ioniță, că i-a spus câteva vorbe așa înainte de acest meci. Bineînțeles, în primul rând sunt un antrenor care gestul tehnic sau pasea sau orice fac ei și să nu mai întâmplă să și greșească, nu e ceva pe care eu critic, pentru că se întâmplă, e fotbal. Pe mine mă interesează foarte mult reacția, de după aia poziția în teren, în conceptul tactic pe care l-am pregătit pentru acest meci și atitudinea lor, cred că asta e locul cel mai important. Iar cu Ionițe și cu Rare și cu tot ceilalți vorbesc și le dau, încerc, pentru că fiind atacanți și jucând acel post, încerc să le spun că poziționarea lor și timingul lor atunci când se demarcă e foarte important, de aceea și Ionița a fost de foarte multe ori liber între linii și a reușit să facă și diferența chiar din primele minute. Cum e pentru tine? Care e senzația victoriei într-un derby împotriva lui Dinamo, după ce ca jucător derby împotriva lui Rapid, victorie? Da, nu. Bineînțeles că eu sunt mulțumit în primul rând de jocul echipei și de atitudinea băieților și îi felicit pe această cale, dar într-o mine rămâne totuși un joc, chiar dacă a fost contra lui Dinamo și de mâine îl voi uita, pentru că ne așteaptă alte meciuri. Siguranță e o victorie importantă de moral și Rapid a așteptat această victorie 14 ani, a venit acum, dar e important că suntem pe un drum bun și sper că din ce în ce să fim mai bine. Ce impresie v-a lăsat Dinamo și dacă o vedeți așa capabilă să se salveze? E diferență, o văd capabilă să salveze, pentru Dinamo fiecare meci e capital. Cred că în această seară noi am fost mai pregătiți mental pentru acest derby decât ei și s-a și văzut în teren. Da, pare că jucătorii tăi au intrat deja în această stare de concentrare pe care le-au cerit. Dragoș Grigore mai devreme spunea la microfon că meciul următor cu Clinceni va fi chiar mai dificil decât cel cu Dinamo. Exact. Le-am spus să se bucure acum pentru această victorie și de mâine să se concentreze pentru următorul meci, pentru că nu trebuie să facem prea mare sărbătoare din această victorie. E important să avem continuitate în victorie și, bineînțeles, ei știu foarte bine că concentrarea și atitudinea face diferența între echipe. Cum s-a văzut și în seara asta, cum spuneam mai devreme, că faptul că noi am fost mai pregătiți mental s-a văzut de la început, pentru că am intrat de 15 teren determinați și am luptat pentru fiecare minge toți împreună. Deci asta e meritul băieților, pentru că reușesc să concentrez. Au timp în seara asta să bucure, dar de mâine trebuie să ne gândim la Clinceni. Mulțumim, felicitări. Cricotașul din mine trebuie să spună că n-aveau cum să nu tragă șut pe poartă cei de la Dinamo în prima repriză, că s-a terminat 3-1. Adică, ca a spus Adimutu, domnule, n-au avut șut pe poartă. Dar realitatea este că Rapidul a început extraordinar de bine, da. Meciul. Foarte decisă. Faza asta e antrenată. E clar. Bine, da. Se atacă colțul scurt, deviere, asta cred că... Bun, de acord, dar le iese, le-a ieșit. Le-a ieșit frumos. Vedem și golul de 3-1? Hai să vedem și golul de 3-1, că acolo Mehmet, tu începuse să zici ceva la un moment dat. Da, m-am spus de bine, e un glumă amară așa. Ăsta e șutul, ăsta e șutul pe coadă. Și-a ales un colț ca la penalti, la lovitură de la 25 de metri, 30 de metri aproape. Ce este foarte adevărat este că, nu ca o scuză, pentru că e un gol de portar cum rar ți-a dat să vezi,
Mingile sunt din ce în ce mai greu de... traiectoria mingilor este din ce în ce mai greu de intuit pentru portar, pentru că prinde câte un efect câteodată, dar aici nu s-ar părea că prinde un efect. A dat drept în ea. Zice, pe centru porții, pentru numele lui Dumnezeu. Zic o să revezi tu vreo... Vezi tu ceva ce nu vedem noi? Că nu-i deviat, nu-i nimic. Adică asta e... Păi cu un astfel de portar vrei să câștige barajul? Că ne gândeam de la baraj mai devreme. Nu fă bune acum. E o întrebare asta. Șut de la 30 de metri. Chiar sunt 30 de metri. Eu cred că merită 6-9 o nouă șansă. Ce? Nu, realitatea este că n-au nimerit un portar în sezon. Nici măcar unul. Că... adică... Vezi de bine de rău toate echipele astea care, inclusiv Mioveniu, dacă vreți, da? Nu, și Clinceniu are Ureche, chiar e portar bun. Ureche e portar de ce? Aici, asta e problema lui Dinamo. Nu cumva să prindă Ureche vreo zi de grație. Da, faze de arbitraj. Sunt trei momente. Două într-un careu, unul în celălalt careu. Cere Rapid penalti minutul 5. Costele... Adică cere Rapid penalti minutul 5, că minutul 5 e... Că e foarte rapid. Una. Așa. Da. Nu o să impune acordarea unui penalti. Este un contact. No. Încearcă să intre puțin în el, dar motivul căderii lui Belu nu este... Forțează el. Da. Nu este intervenția fundașului. Caută contactul, no. De ce cad fotbaliștii români atât ca de ușor? Ca să scoată penalti. E clar. Pentru că obțin penaltiurile astea, nu? Sau de ce? Adică, măi, e o mare problemă în fotbalul nostru. Asta e o mare hibă. Este, din punctul meu de vedere, este ceva... Eu mai aduc aminte de Mutu. Apropo că vorbim de Mutu. Țineți minte de butul lui Mutu la Inter? Cred că cu Milan a fost meme, nu? Debutul lui Mutu la Inter a fost, cred că, într-un meci cu Milan. Și țin minte cât de șocat părea Mutu, că îi dădeau... A avut vreo patru faze de genul ăsta, da? Pentru că și Mutu, până să devină Mutu ăla, pe care, știm, a trecut printr-un proces de transformare. Și psihic, și fizic, și fotbalistic, da? Total. Mă, și-a căzut de vreo 3-4 ore, a dat Maldini peste el la un moment dat, și se tot uita la arbitru șocat. Dom'le, nu-mi dă și mie ăsta lovitura liberă, că la Dinamo o primeam acum 2 săptămâni. La Dinamo atunci era altceva. Era cam forță. Dar, nu știu, nu ar trebui făcut ceva? Asta, aici discutăm de încrederea pe care o au jucătorii în capacitățile lor. Fizice, tehnice și așa mai departe. Deci ce? Aici putea să urce, el s-a aruncat. Da, că ștegase prin plan, adică da. Intra cu mingea la picior. Uite-ci. În fine, Grădinaru cere penalti minutul 43. Altă fază, da... Da, ok, aici este puțin atins. Intervenția portarului este clar la minge și dă în minge. După ce lovește, atinge și piciorul, dar primul care ajunge la minge e portarul, se vede clar cum lovește mingea. Chiar după aia chiar încearcă să-l ferească, adică da. Sub nicio formă nu se duce... Iar în mod normal... Când tu atacant vezi că portarul ajunge și lovește mingea, încerci puțin să eviți contactul. El a mers mai departe, Grădinaru, încercând să obțină acest contact. Mai departe, minutul 50, ultima fază de arbitraj, cere o dată în plus Dinamo penalti, fază foarte asemănătoare. Deci este... aproape ca cealaltă, prim, nu știu dacă nu e offside aici. Și eu cred că e offside. Da. Îl lovește și acum. Lovește, dar te duci, el lovește în momentul în care lovește mingea. E greu să acorzi penalti la așa ceva. Este
foarte greu și nu cred că se impune. Nu se impune. Ok. Meme,